Uitați-vă în centru, nu vă opriți, încă 5 secunde. Acum uitați-vă la această imagine. Dacă a funcționat, ar trebui să vedeți imaginea de parcă se întoarce. Iluziile optice au primit multă atenție de când au apărut. Astăzi vă aduc cele mai tari iluzii optice care au fost descoperite până în prezent. Acest cub Rubik pare normal, corect? Lăsați-mă să vă arăt. În ce direcție se învârte acest lucru? Indiferent dacă ai spus dreapta sau stânga, aceasta este o imagine care nu se învârte. Dacă nu mă crezi, pune pauză. Chiar dacă pui pauză, ea tot o să se învârtă în mintea ta. Vreau să te uiți la plusul din centru. Dacă te uiți suficient timp, unele sau chiar toate cercurile o să dispară. Dacă nu au dispărut, te mai poți uita odată. În viață, trebuie să putem spune nu, dar de fiecare dată, acel nu are un pic de da în el. Această sferă de iarbă pare o operă minunată, nu-i așa? Ei bine, este un parc care pare sferă când te uiți dintr-un anumit unghi. Mie încă mi se pare o operă minunată. Aceasta pare o spirală ce se apropie de centru, dar în realitate niciun cerc nu se intersectează. Modul în care sunt aranjate pătrățelele dau iluzia că este o spirală. Apropie capul de imagine sau depărtează-l, iar dacă te uiți fix în centru, o să pară că te apropii sau te îndepărtezi de cercul portocaliu din acea spirală. Uită-te atent la punctul galben. Dacă apropii capul în timp ce te uiți la punctul galben, patru laterele roz o să pară că se învârt, iar dacă îndepărtezi capul, o să pară că se învârt în cealaltă direcție. Uimitor! Uită-te în mijlocul imaginii. Nu te teme, nu te voi hipnotiza. Dacă te uiți suficient de mult în interior, iar după te uiți la un perete, dar foarte rapid, peretele o să facă un fel de formă de floare. De preferat să ai un pic de lumină în cameră. Te mai las 5 secunde să te mai uiți. Acum uită-te rapid la un perete. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați like și să distribuiți. Până data viitoare, vă urez baftă!